talent, muncă, emoții și multă culoare. Așa poate fi descrisă atmosfera de la cea de-a 16-a ediție a Festivalului Național de Dans Steluțele Dansului. La evenimentul care s-a desfășurat în weekend la Râmnicu Sărat au participat aproximativ 1300 de copii din 10 de localități ale țării. În urma felicitărilor pe care le-am primit, din partea celor participanți, că am avut un festival frumos, cu o desfășurare foarte frumoasă. Participanții au fost neașteptați din foarte multe localități. Participanții au reușit să creeze momente deosebite și să ajungă la inimile juriului. Astfel au fost câștigate mai multe premii întâi. Au fost foarte multe numere în concurs, foarte, foarte bune. Chiar râmnicenii au fost încântați să vadă culoare de costume. Robert Zahariuc, maestru de balet și profesor de coreografie la Palatul Copiilor Ploiești, a rămas foarte impresionat, a spus că a dat note mari pentru că formațiile au meritat. Festivalul Național de Dans Steluțele Dansului a fost organizat la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din municipiul Râmnicu Sărat.